Ce a fost frumos s-a dus. Am intrat în noul an și este cam nașpa că se trece prea repede de la o fază la alta. Sfârșitul de an este așa mai pe slow, dar imediat după Revelion totul capătă viteză. De parcă toate sarmalele și cârnații din fostul an ar trebui să dea speed în noul an. Important este să începem noul an cu bine. Nu vreau să rămân cu datorii de anul trecut, pentru că am rămas dator cu o impresie generală despre Yupom Apă de Parfum. Anul trecut v-am prezentat primele impresii. Acum vin cu impresiile finale. Nu s-a dovedit a fi un parfum complex care să mă facă să-mi schimb primele impresii. Dar a trebuit să aștept iarna să văd cum se comportă pe răcoare. Se știe că este un parfum pentru anotimpurile reci. Pentru o mai bună evaluare am zis să le pun față în față. Hei, hai să vă văd acum. Din start, clasicul Yupom rămâne preferatul meu. Yupom ar fi alegerea mea în multe ocazii. Noul Yupom a avut multe ocazii să-mi transmită ceva, dar nu a făcut-o. Așa că nu suntem pe aceeași frecvență. Chiar dacă majoritatea ingredientelor sunt comune la ambele parfumuri, exprimarea lor este diferită. Din păcate, în afară de faptul că se deschid dulce vanilat, nu mai văd nimic comun la ambele parfumuri. Direcțiile în care ele se îndreaptă sunt total diferite. Un lucru este clar. Noul Yupom este un parfum modern. Și acesta nu este un lucru rău. Dar parcă are o exprimare mai industrială. Hai să lămurești ce înseamnă exprimare industrială. Și cel mai bun exemplu vine chiar din bucătărie, pentru că mi-am petrecut ceva timp în bucătărie în ultimile săptămâni. Tot din bucătărie vin și cu o maximă de sezon. Pe termen scurt, kilogramele în plus nu se văd, dar se simt. Bun, să revenim în bucătărie, dar cu alt scop. Fiecare dintre noi are amintiri din copilărie cu prepararea prăjiturilor. Înconjurați de cele mai bune ingrediente și de cele mai frumoase mirezme, cu toții ne-am băgat degetele în tot felul de creme și spume. Bucătăria a fost clar un loc magic al copilăriei noastre. Dar și după copilărie, bucătăria a rămas un loc magic. Bucătăria este acel loc în care prăjiturile se prepară după gust. Pentru că sigur se găsește un deget care să testeze nivelul de ciocolată, vanilie sau caramel. Cofetăria industrială nu are același farmec. Doar se amestecă anumite cantități fără a fi testate din timp în timp. Așa că între ce face mama în bucătărie și ce fac lucrătorii într-o fabrică, este o diferență imensă. Cam așa este și în parfumerie. Una este când un parfumier se retrage cu mai multe ingrediente și aduce la lumină un parfum făcut cu suflet. Bine, și rețeta acestui parfum tot într-un cazan va ajunge, dar se respectă unele reguli. La parfumurile industriale se vor găsi câțiva chimiși care să îndese în cazan cât mai multe ingrediente care ar trebui să placă. Și se întâmplă ca multora să le placă. Știu că mai toate parfumurile se fac industrial, dar sper că ați înțeles unde vreau să bat. Ca lucrurile să fie și mai clare, de exemplu la clasicul Yupom, știu cine este parfumierul sau cofetarul. Este Michel Almerac, un parfumier care a oferit multe parfumuri minunate. Dar la noul Yupom nu știu cine este. Și sper că nu este doar un grup de chimiști. Eu zic că dacă sunteți noi pe acest canal și vă place ceea ce vedeți, să nu stați pe gânduri și să vă abonați. La fel de important este să lăsați un like sau un coment. Așa am să înțeleg și eu că munca mea are un sens. Acum trag linie și am să vă spun iarăși că dintre cele două am să-l aleg pe clasicul Yupom, care îmi rămâne un parfum de suflet și îl pun alături de Montblanc Individuel, Jean Paul Gaultier Le Male sau Versace de Dreamer. Parfumuri cu care mă împac foarte bine și le înțeleg bine. Pe noul Yupom am să-l pun alături de gama Armani Stronger With You și Versace Eros. Parfumuri cu care eu nu mă împac bine. Nu mă judecați pentru că nu spun că sunt parfumurile. Ba chiar știu că sunt foarte apreciate și știu că de mulți fani au. Dar eu personal nu mă înțeleg bine cu aceste parfumuri. Nu mă înțeleg bine cu ele fizic. Pentru că nu știu din ce cauză îmi dau o stare de greață și asta se întâmplă și cu noul Yupom. Simt ca fiind mai naturale ingredientele din varianta veche. Cel puțin așa le simt eu, poate este o chestie subiectivă. Pentru că subiective sunt toate alegerile noastre, dar avem libertatea de a alege.
Totul este relativ, sau mai bine zis subiectiv în acest caz. Pentru că știu oameni cărora le place foarte mult varianta clasică, dar știu oameni cărora nu le place varianta clasică. Știu oameni cărora le place varianta nouă, dar poate că sunt și oameni care plac ambele variante. Dar cel mai important este să încercați ambele parfumuri înainte de cumpărare. Eu am fugit foarte mult timp de varianta clasică pentru că am luat drept literă de lege părerea altora. Nu îi condamn. A fost greșeala mea pentru că nu am încercat mai de mult acest parfum minunat. Luați părerea unui recenzor ca pe o primă opinie. Apoi, alegerea este a voastră. Eu degeaba vă spun că îmi place varianta clasică dacă unii dintre voi aveți chimie cu varianta nouă. Pentru că se poate întâmpla asta. La capitol persistență, ambele parfumuri sunt bombe olfactive. Sar de 10 ore de persistență. Și la proiecție stau foarte bine, asigurând 3, poate chiar 4 ore de proiecție. Dar depinde de pH-ul fiecăruia. Dacă pentru varianta clasică am siguranța să vă spun că se adresează mai mult bărbaților mai copți, mai maturi, pentru varianta nouă am o dilemă. Aș fi vrut să spun că varianta nouă se adresează mai mult tinerilor, dar am văzut mai mulți tineri care au scos la vânzare acest parfum, semn că nu le place. Ce-i drept, nici bărbați maturi cărora să le placă varianta nouă nu am văzut. Așa că varianta nouă se adresează doar cui îi place. Tinerii care au scos parfumurile la vânzare au făcut-o pe grupurile Facebook dedicate parfumurilor. Și dacă tot vorbim de grupuri Facebook dedicate parfumurilor, fie că este vorba de Parfumaniacs, Fragheads România, Fragrance Addiction Group, Siege și toate celelalte grupuri de vânzări și schimburi parfumuri, la toate le veți găsi în descriere linkurile de afiliere, pentru că aceasta este forma mea permanentă de a le mulțumi pentru ajutorul pe care mi l-au dat. Revenind la parfumurile noastre, în concluzie, pentru mine clasicul Liu Pom este ca o prăjitură dulce din bucătărie. Precând noul Liu Pom este ca o prăjitură venită direct de pe banda unei fabrici. Astea fiind spuse, vă mulțumesc, vă salut și vă îndemn să fiți fresh!